La montajul doliei, care este un element de tinichigerie cu rol de colectare a apei pluviale de la nivelul acoperișului, trebuie să ținem cont de modul de fixare al acesteia. Nu se va găuri niciodată planul doliei cu șurub, chiar dacă acesta este prevăzut cu garnitură de etanșare. În mod cert, mai devreme sau mai târziu, prin orificiul acela dat de tija filetată a șurubului, se vor produce infiltrații. Tocmai de aceea trebuie să confecționăm niște cleme din tablă, cu ajutorul cărora vom fixa dolia pe poziție. După fixarea cu cleme a doliei, pentru a preîntâmpina alunecarea acesteia, una sau două cleme trebuie tăiate în zona de clipsare. Și în acest moment, dolia este blocată.